La nivel național, astăzi Partidul Social Democrat a organizat evenimentul Adevărata Vineri Verde. Cu această ocazie, membrii PSD Mehedinți au ales să vină la serviciu folosind mijloace nepoluante sau chiar pe jos. De prea multe ori suntem în lupta continuă cu timpul și încercăm să-l combatem folosind mijloace de transport poluante ca să ne deplasăm. Este cei drept o latură a modernizării, dar ea aduce din nefericire prejudicii mediului în care trăim. Acest mesaj a fost transmis de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, pe pagina sa de socializare după ce astăzi a acceptat provocarea de a parcurge pe jos drumul de acasă până la serviciu. De asemenea, se pare că și ceilalți angajați ai Consiliului Județean au ales această variantă, locurile de parcare fiind goale. Activ în campania Adevărata Vineri Verde a fost și senatorul PSD Mehedinți Liviu Mazilu, care poate fi considerat unul dintre cei mai buni prieteni ai mediului, acesta preferând cel mai jos în detrimentul autoturismelor poluante. Bună ziua, cum este mersul pe jos? Sărmâinile! Mersul pe jos este cam aproape în fiecare zi, că eu circul foarte mult pe jos. Dar astăzi este într-adevăr o zi specială pentru noi cei din Partidul Social Democrat. Avem această acțiune care se numește Adevărata Vinere Verde, pe care noi o promovăm la nivel național, în scopul de a sensibiliza concetățenii noștri, pe semenii noștri, de importanța folosirii mijloacelor de transport nepoluante. Încercăm la nivel național să dăm astăzi un semnal pentru ei că e foarte sănătos să meargă pe jos, să meargă cu bicicleta sau cu alte mijloace de transport. Planeta noastră trebuie să respire. Schimbările climatice din ultimele decenii își fac simțită prezența prin ceea ce vedem în ultimii ani, schimbarea climei și așa mai departe. Și eu cred că trebuie să lăsăm urmașilor noștri o planetă cel puțin la fel de curată cum am găsit-o noi. De aceea, astăzi, noi, cei din Partidul Social Democrat, vrem să dăm un semnal prin care să îi conștientizăm pe semenii noștri de importanța reducerii poluării. Astăzi la acest eveniment s-a alăturat fără ezitare și Organizația Pensionarilor Socialdemocrați din Drobeta Turnu-Severin, care au renunțat la mijloacele de transport poluante și au ales să facă un traseu prin municipiu, dând un exemplu generațiilor tinere. Această acțiune este o acțiune a Partidului Social Democrat și vreau să transmitem poporului român și prin trațe severinienilor, precum la tineret, la femei, la toți, că mersul pe jos face foarte bine. Iar poluarea este foarte, foarte grea pentru populație. Noi, pensionarii, transmitem un îndemn oamenilor ca să meargă mult mai mult pe jos. Chiar dacă suntem la vârsta a treia, mișcarea ne face bine și e indicat să parcurgem o distanță de cel puțin 5 km zilnic, iar dacă avem alte mijloace alternative în afară de autoturisme, să le folosim. Exemplul nostru poate fi luat și de tânăra generație care a început să neglijeze mersul pe jos, mișcarea în aer liber, mai mult stau pe calculatoare și pe telefoane și poate exemplul nostru să-i influențeze și pe ei în bine. Această activitate este binevenită pentru populație, pentru oamenii de rând care sunt, pentru pensionari și pentru tineret, pentru toată lumea, ca să meargă cât mai cel puțin o oră, o oră jumate să meargă, să se plimbe în aer liber, nu neapărat cu mijloace de transport, să meargă pe jos sau cu bicicleta sau cu trotineta sau cu ce merge, fără să polueze aerul și toate astea. E foarte bine, e binevenit. Noi, familia mea, tot timpul facem o oră, o oră jumate, zilnic, mergem, indiferent că ploaie, că ninge, mergem și ne plimbăm să punem sânge în mișcare, să ne simțim bine. PSD a organizat vineri evenimentul Adevărata Vineri Verde, în cadrul căruia membrii și simpatizanții PSD din țară au fost îndemnați să meargă la serviciu sau să își ducă copiii la școală folosind mijloace nepoluante sau transportul în comun.